În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu, săptămâna aceasta am început urcușul duhovnicesc al postului mare, la finalul căruia vom fi marturei sfintelor și mântuitoarelor pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, și apoi ne vom bucura de slăvita sa înviere. Prima săptămână din postul mare, putem spune că este cea mai aspră. Aceasta trebuie trăită cu mare rigoare în ceea ce privește postul, pentru că, după cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, în prima și Sfânta Săptămână din Postul Mare, toți, monahi și mireni, primesc fiecare cu lumina aprinsă binele postului. Modul ascezei noastre din prima săptămână a postului trebuie să fie un model pentru celelalte săptămâni de postire, în care trebuie să împletim foarte înțelept asceza cu rugăciune. Luminați să primim, credincioșilor, intrarea postului și să nu ne mâhnim, ci să ne spălăm fețele noastre cu apa nepătimirii, binecuvântând și lăudând pe Hristos. Așa am cântat în fiecare seară, în prima săptămână a postului, pentru a arăta că noi postim exact așa cum ne-a învățat pe noi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Trebuie să menționăm că primul pas duhovnicesc, iubiți credincioși, în drumul nostru spiritual către înviere, trebuie să fie iertarea, împăcarea cu semenii noștri. Condiție fără de care nu putem să primim iertare de la Dumnezeu. Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Am auzit, citindu-se în Sfânta Evanghelie de Duminică. Domnul Iisus Hristos pune în evidență de multe ori în propovăduirea sa roadele acestei virtuți, roadele iertării. Dacă stăm bine să ne gândim, din pilda datornicului nemilostiv învățăm că trebuie să iertăm semenului nostru greșelile pe care ni le-a făcut nouă, la fel cum și stăpânul le iartă pe ale noastre. Înainte de pătimirile Mântuitorului, Domnul Hristos îl îndeamnă pe Petru să ierte celor care îi greșesc de 70 de ori câte 7. Tot Domnul Hristos ne spune în predica de pe munte, în Galileea, împacă-te cu pârâșul tău de grabă până ești cu el pe cale, adică pe calea acestei vieți. Adică să iertăm pe toți cei care ne greșesc nouă, pentru a putea avea conștiința liniștită. Iar în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul la fel ne-a învățat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așadar, observăm că virtutea iertării este
o obligație a unuia față de altul, dacă vrem și noi la rândul nostru să fim iertați. Așadar, nu este o opțiune. Iertarea este primul pas spre iubirea desăvârșită. Cel care nu iartă, sau mai bine zis, lipsa iertării vine din lipsa iubirii și din mândrie. Omul mândru nu poate să se smerească să ceară iertare. Tot Mântuitorul Hristos ne arată că iertarea este începutul bun al perioadei de post. Ne iertăm unii pe alții pentru ca și Dumnezeu să ne ierte nouă greșelile noastre. Iertăm greșelile altora pentru a fi în pace și în comuniune cu toți oamenii și astfel să ne asemănăm cu Dumnezeu cel iertător. Prin aceasta, Evanghelia ne învață că relația omului cu Dumnezeu depinde de relația omului cu semenii lui. Omul nu se poate apropia de Dumnezeu excluzându-l pe aproapele lui. Nimeni nu poate intra în post ca luptă duhovnicească pentru curățirea de păcate și de luminarea sufletului fără această virtute a iertării. Deoarece prin iertare se cultivă smerenia omului dornic de a trăi în iubire. Și noi, duminică seară, la vecernia iertării, am cerut să fim iertați de către toți și noi, la rândul nostru, să iertăm pe toți care ne-au greșit. Iertarea aproapelui implică adesea o răstignire a propriului egoism. Și deschide sufletul spre o nouă stare de comuniune a omului cu Dumnezeu. Virtutea iertării este așadar foarte importantă pentru câștigarea împărăției lui Dumnezeu și ea ar trebui să ne însoțească toată viața. Dar mai ales în această perioadă de nevoință a postului mare. Iar iertarea aceasta, dacă nu se întâmplă îndată după ceartă, e foarte greu de împlinit mai târziu. O supărare veche este precum o boală cronică. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât se adâncește mai mult ura și dușmănia. Când suntem supărați pe cineva, e bine să ne împăcăm îndată și să ascultăm cuvintele Sfintei Scripturi care spune să nu apună soarele peste supărarea sau mânia voastră. Iubiți credincioși, nu voi lungi în această seară cuvântul meu, vreau să închei spunându-vă că din punct de vedere liturgic, această primă săptămână a postului mare, ați observat și dumneavoastră că are o caracteristică proprie, și anume citirea la slujba pavecerniței de luni până joi a canonului cel mare al Sfântului Andrei Criteanul sau din Creta. Și a fost împărțit în patru părți. Astfel, la finalul primelor patru zile din post, parcurgem istoria biblică a mântuirii neamului omenesc prin intermediul acestui canon pe care îl putem numi al lacrimilor de pocăință, în care rostim
rugăciunea definitorie pentru viața noastră, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Despre acest canon de pocăință, un mare duhovnic, părintele Petroniu Tănase, în cartea Ușile pocăinței, ne spune așa: canonul de pocăință al Sfântului Andrei este mare nu numai pentru că este cel mai lung din toată imnografia bisericii, ci mai ales prin puterea duhovnicească cel străbat. Ca o frescă a pocăinței aduce de la Adam și până la înălțarea Domnului. Ce aduce? Mulțime de pilde de pocăință și de nevoință, precum și pilde ale celor care au căzut și chiar dacă au căzut, atenție, s-au pocăit, ca să ne învețe și pe noi să ne ferim de potignire și să alergăm la Dumnezeu cu pocăință, cu lacrimi și cu fapte mântuitoare. Să pornim, deci, la exercițiul de înfrânare la care ne invită Biserica pentru aceste săptămâni, chemând pe Dumnezeu în ajutorul nostru și să stăruim în acest exercițiu însoțindu-L tot timpul de această virtute a iertării despre care am vorbit, ca să fim și noi iertați și astfel să ne învrednicim a ne face părtași de Domnul cel înviat. Amin.